Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit de aici, din sat. Din satul... Valea Bună! Nu știu de fapt la Valea Bună. Voloiac? La Voloiac. Voloiac, Valea Bună. Ia uite ce frumos e în sat. Ce-mi place. Să vin în sat. Să vin după curcan, după găini, după fier vechi, după baterii. Suntem toată familia, toată șatea cu mașina asta, una peste alta. Unul peste altul stăm. Cum mergeau țiganii de mult în sat. Și coborau câte 20 din mașină. Așa noi acum. Și tare fază că am venit 3 femei și 2 bărbați și s-au dus bărbații să undă curcanii. Păi dar ei sunt eleganți, parfumați, îmbrăcați. Păi nu vezi că s-au dus și nu s-au mai întors. Stau cu doamna aia de divan. Ia să mă filmez și pe mine. Ia uitați-mă și pe mine. În sat. În papucii mei de casă nu-i nimic. Ia uite ce frumos. Uitați lumea. Cu muzică frumos. Se liniștesc. Se... De toate. Hai, rămâi aici cu mine. Uite pe lumea acasă. Rămân aici, în sat, că-mi place. Am luat și 20 de ouă, numai că n-am găsit curcan. Ce la ziua lui David. David, dă-i mai încet. Dă-i mama încet. Tu mă auzi? Ne certăm cu mama pe miel. Mama, nu, noi vrem să cumpărăm un miel. Să-l punem, facem la proțap la ziua lui David. Și mama e contra. Ea vrea curcan. Suntem cu Maco, că știe niște curcani. Mamă, ce facem? Luăm mielul? Nu v-ați lăsat să mă împace. De ce? Vorbește acolo cu prietenii tăi, lasă-mă pe mine. Mamă, tot supărată e mamă. Nu vrei nimica. Păi și ce să facem atunci la ziua lui David, dacă nu miel la proțap? Ia, alege tu, ce alegi? Miel și curcan. Miel și curcan. Două. Dar Leonardo dacă vine, da, normal că o să vină. Trebuie să-l ținem departe de proțap. Da, iar bagă degetul. Bine că nu cred că e de ăla. Cum era ăla care și-a luat el degetul, nu? Nu e. Ăla era fătașul din cadea la... Baterie din ăla. Sau fășulița ca cea chestia. Mamă, nu se vede bine. Avatar. Ați ieșit din asta întâmplă la... Ce fac oamenii ăștia de nu mai vin? Ați ieșit din asta întâmplă la cu da chestia. Păi ăla că n-am. Mă, dă să-mi dai și mie o parte unde ai filmat tu, unde... Ne uitam noi la curcani. Ați ieșit de la ghinionul cu da asta întâmplă la... Ce frumos e în sat. Mie chiar îmi place. Dar nu știu, David, lasă. Ia să vedem, vin. E frig. Mama, cred că au luat. Au luat? Păi văd că îi leagă. Să ia. Știe. Ia să vedem ce au luat. Frații ăștia doi. Așa dă el bani. Așa dă el bani. O fi luat rachetă din alea. Așa îi place lui. El, banii lui unde se duce n-are nicio valoare. Tot pe nimic se duce.
Ia, că vin. Ma, cu ce ai luat? Ia uite. Ia. Și luam surpriza. Lumină. Du-te, desfăl-te, îl tăiem în seara asta. Bine. Am ajuns acasă, prieteni. Am căutat curcani. De la curcani am ajuns să căutăm miel. De la miel am ajuns să căutăm oaie. De la oaie am ajuns să căutăm vițel. Și n-am mai cumpărat nimic. Da. Uite ce vreau nimeni. Da, am adus din sat 20 de ouă de casă, am băgat la tigaie 6 și gata. S-a lăsat frigul acum. De ce ești mamă supărată? A, uite, ai să spun, mă suna să mai căta, dar nu i-a răspuns. De ce că tine pe mine nu mă sună? Nu știu. Da, sun. Fac și o vlog acum. Mă, ce faceți? Ia. Prieteni, mâine avem treabă. Mâine facem sarmale, facem de toate. Nu mai supărată, nu mai face nimic și gata. S-a certat cu tata că tata vroia să cumpere miel și ea nu vroia. De ce, mă, mamă, nu vroiai? Să mâncăm și noi miel la proțap. Ce reclamă bună i-ai făcut. Nu mai pleca și el la păcănele. Stăteam la proțap. Mă duc să-mi beau o pastilă. De paracetamol. Stați, măi! Așa că, prieteni, revenim mai târziu.